Bine v-am găsit! Până să începem lucrările, se intonează imnul de stat. Bine ați venit la adunarea generală a Organizației Județene de Tineret, APNL Giurgiu. Ordinea de zi de astăzi este deschiderea lucrărilor, prezentarea invitațiilor, prezentarea candidaților, procedura de vot, anunțarea noului birou politic județean și închiderea lucrărilor. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult că v-ați rupt din timpul dumneavoastră de sâmbătă pentru a fi prezenți astăzi la alegerile organizației județene. Pe foarte mulți dintre voi vă știu din județ, de când am fost la voi localitate și am înființat organizațiile de tineret, alături de colegii mei și organizația de femei. Alături de noi astăzi se află Gabriela Borga, vicepreședinte TNL România. Azem Gansu, secretar general al TNL România. Și George Ene, președinte TNL Ilfo. Din conducerea județeană, domnul președinte Marin Anton. Domnul președinte al Organizației Municipale Giurgiu, Maria Măruiu. Și domnul prim vicepreședinte al PNL, Noru Stănișteanu. O invit pe prietena mea, Gabriela, să vă adreseze câteva cuvinte. Gabi? Mulțumesc! Bine v-am găsit! Mă bucur să vă văd într-un număr atât de mare. Voi sunteți o organizație a TNL care astăzi cred că vă aflați într-un proces de reconstrucție. Știu că ați fost o organizație puternică și că veți redeveni din nou acea organizație puternică, atât TNL Giurgiu, cât și organizația PNL, aceea ce a fost odată și vom reînvia spiritul liberal în acest județ. Mă bucur să-l văd pe prietenul meu, Adic Iran, că în sfârșit este astăzi ales și candidează. Chiar dacă a fost doar interimar până acum, a făcut treabă foarte bună, v-a strâns în jurul lui și a făcut această echipă numeroasă. A avut un mandat foarte bun și la CEL, Elevii Liberali, împreună, că de acolo ne cunoaștem, am făcut foarte multe evenimente reușite și a strâns elevi liberali din toată țara și asta arată potențialul lui. Noi astăzi în TNL ne aflăm într-o competiție. O competiție, nu o luptă, pentru că vom rămâne uniți și mai puternici după această competiție.
Au loc alegerile județene, dar în același timp s-au depus 3 candidaturi și pentru competiția națională. Competiția este bună. Competiția ne duce la dezbatere, la idei, la proiecte, să descoperim ceea ce noi nu am făcut în ultimii ani. Și da, în TNL ne-a lipsit dezbaterea în ultimii ani. Noi tinerii nu suntem doar oameni care dăm like-uri sau share-uri sau bun doar pentru online sau în campanie. Noi venim într-un partid politic, iar eu sunt membru al acestui partid de 11 ani, de când eram studentă. Și am făcut parte din organizațiile studenți, de tineret, din toate organizațiile acestui partid pas cu pas. Și am venit în acest partid pentru a face politică. Și toți, mai ales noi tinerii, venim în acest partid pentru că vrem să învățăm să facem politică și politici liberale. Și asta le facem doar prin dezbatere. Și moțiunea colegului meu pe care o susțin, Radu Surugiu, pentru că sunt 3 candidați și astăzi o parte din echipa noastră a venit în fața voastră să vă prezinte câteva idei și din moțiunea lui. Tocmai la asta ne îndeamnă, la dezbatere, la platformă de dezbatere. Unul dintre pilonii moțiunii lui este axat pe dezbatere, pe politici. Noi trebuie, tinerii, trebuie să fim cât mai angrenați în agenda publică, să știm ceea ce se discută, să învățăm că noi suntem cei care trebuie să devenim purtătorii de mesaj pentru medicii tineri, pentru profesorii tineri, pentru tinerii antreprenori. De aceea trebuie să fim în temă atunci când se vorbește de split TVA, atunci când se vorbește de măsuri sociale pentru profesori sau pentru medici și noi să devenim vector de opinie acolo unde noi ne desfășurăm activitatea. Între colegii noștri, între prietenii noștri, ca apoi să devenim mai târziu buni politicieni și vector de imagine ai partidului și să putem candida. Dar noi trebuie să învățăm că trebuie să ne profesionalizăm și să fim în temă cu ceea ce înseamnă politica la zi, să avem păreri, să ne susținem aceste păreri. Și organizația de tineret pentru asta trebuie să ne pregătească, pentru a deveni buni candidați mai târziu, nu doar să fim forța de muncă a partidului. Vă mulțumesc și vă urez succes și sper ca organizația voastră să crească, să faceți politică în organizația voastră, să-i rugați pe seniorii voștri să vină în fața voastră și să vă povestească ce se discută în Consiliul Local, ce se discută în Consiliul Județean, când veți avea din nou parlamentari să vă povestească despre inițiativele parlamentare, pentru că trebuie să vă învețe, pentru că voi veți fi candidații acestui partid. Noi vom fi candidații acestui partid în viitor. Și echipa noastră, prin moțiunea pe care o propunem în TNL, asta vrea să reconstruiască TNL și să reînvie spiritul liberal, astfel încât să fim ceea ce am fost odată, să fim activi în spațiul public, noi tinerii. Noi trebuie să fim alternativa partidelor noi. Noi, tineretul, trebuie să propunem o nouă clasă politică și trebuie să vină din rândurile noastre oameni formați în PNL și plecați din PNL și din TNL. Nu oameni veniți din afară care nu au trecut și nu au muncit niciodată în acest partid. Vă mulțumesc! Azem? Primul rând, aș dori să vă salut. Am venit aici în calitate de secretar general al Tineretului Național Liberal, funcție pe care o dețin de la anul 2013. Și sincer, nu că nu-mi doresc, pentru că mă simt foarte bine în rândurile tinerilor, dar deja nici vârsta nu mai permite. Am susținut ca aceste alegeri să fie făcute după fuziunea celor două mari partide, fostul PDL și fostul PNL, pentru că atunci era momentul după alegerile prezidențiale și nu mai aveam atâtea chestiuni greoaie de trecut peste în timpul alegerilor parlamentare, nici ale alegerilor locale. În schimb, la Giurgiu s-a întâmplat un lucru foarte bun, după părerea mea, pentru că eu m-am mișc și la județele din jurul Bucureștiului, nu doar la ograda noastră proprie, când e vorba de Partidul Național Liberal. Venirea la cârma acestui județ a domnului Marin Anton și vă rog să-l aplaudăm. Cred că cu această ocazie, pentru că aici n-ai cum, la Giurgiu e un județ foarte greu, să nu fii un luptător. Nu poți să pui un președinte care nu are aceste abilități politice. Și domnul Marin Anton, după părerea mea, se potrivește, cred că era cea mai bună opțiune pentru acest județ. În legătură cu alegerile
voastre de astăzi, ale Tineretului Național Liberal. Aș vrea să-l felicit pe Adi Chiram pentru că a dat dovadă de unitate, n-a lăsat pe nimeni în urmă. V-a ținut aproape chiar și în perioada interimatului lui și iată că astăzi sunteți destui în sală. Este unic candidat, lucru care nu înseamnă mai puțină democrație. Înseamnă înțelegere, înseamnă că nu există noi voi, nu există o aripă care rămâne afară. Există negociere înainte și cu toții îl considerați cel mai bun pentru a conduce organizația de tineri. De aceea este unic candidat astăzi. N-am venit, cu toate că am afinități. Eu, la ora aceasta, prin alegeri făcute în luna aprilie, dețin și funcția de secretar general al PNL București, singurul secretar general ales în statutul ăsta, nu la propunerea președintelui. De aceea am și alte lucruri de făcut, pentru că avem o situație foarte grea la București. Și aș vrea să se termine mai repede cu aceste alegeri ale tineretului, pentru că mi s-a dus și nouă vremea, trebuie să vină alții în loc. De aceea nu s-a întâmplat nimic la tineret în ultimii 2 ani de zile, decât lupte de orgolii. În perioada aceasta sunt alegeri interne și la nivel național, avem 3 candidați. Eu sunt susținător clar al moțiunii domnului Vlad Varga, deputat în Parlamentul României, dar nu o să vin să vorbesc eu în numele meu. O să vină el și așa e normal să vină toți candidații în fața dumneavoastră aici să vorbească. Nu o să vin să vă prezint eu această moțiune pentru că nu sunt eu cel care candidează. Vreau să vă spun doar că de acum aveți foarte multă treabă de făcut, aveți de susținut un președinte la tineret care e plin de idei, proiecte și acțiuni pentru comunitate, iar după când vom discuta despre alegerile naționale, sunt sigur că Giurgiu merită să fie reprezentat în biroul permanent național, că Giurgiu nu mai trebuie luat ca până acum de multe alte județe ca fiind, știți, organizația județeană de la graniță. Sunteți la graniță, ce e adevărat, dar nu să fiți neprivilegiați ca alte organizații care au avut câte 2-3 funcții în biroul permanent național. Succes, Radi, și Doamne ajută! Mulțumesc! Bună ziua, dragi colegi! Vă salut, domnul președinte Marin Anton. Îmi amintesc cu drag că în momentul în care am pășit în politică, domnul Marin Anton era unul din membrii de marcă ai Partidului Național Liberal, filiala ILFO. Am avut plăcerea să lucrăm împreună. ILFO-ul și Giurgiu sunt două județe prietene. Conducerile celor două filiale ale partidului sunt prietene și bazați-vă pe ILFO că va fi alături de organizația județeană Giurgiu în tot ceea ce faceți. Sperăm să colaborăm mai bine decât până acum și să vă ajutăm să vă împărtășim din experiența noastră, astfel încât și Giurgiu să aibă un rezultat apropiat de cel al ILFO-ului. Adi, îți doresc succes în noul mandat și vouă vă doresc succes în noul mandat celor care veți fi aleși în biroul județean și să știți că important e cum vă implicați, în ce funcție o să aveți. Nu contează neapărat cine e președinte, cine e vicepreședinte, cine e secretar. Cel mai important e dacă voi vreți să vă implicați în politică și dacă vă dăruiți acestui deziderat al nostru. După cum știți, pe 22 octombrie o să avem alegeri naționale. Sunt 3 candidați buni, toți 3. Gândiți-vă, stabiliți-vă între voi, susțineți-l pe cel mai bun. Sper să susținem același candidat și Ilfovu și Giurgiu, ca să mergem la o negociere comună, să spun așa. Eu vă sunt alături, domnul președinte Toma Hubert de la Ilfo vă este alături. Vă doresc succes și vă invit la organizația județeană Ilfo. Avem alegeri pe 15 octombrie. Chiar sper să veniți câțiva, poate vii cu biroul sau măcar 2-3 persoane, pentru că noi o să avem un eveniment puțin mai inedit.
pe care sperăm ca în viitor să-l transpunem în fiecare județ din această țară și astfel Ilfovul să fie un pic de model și alături de voi modelul ăsta să-l transmitem în toată țara. Vă doresc succes și țineți apă! Domnul președinte Magnaton. Dragi invitați, domnișoarelor, domnilor, eu întineresc acum când vă văd pe voi. Mă simt foarte bine și am încă de la plecarea de acasă, chiar am stat puțin să mă gândesc cum mă îmbrac, cum o să vin în fața voastră așa mai tinerește, cu o ținută office sau o ținută oficială la costum și la cravată. Uite că am venit la costum, la cravată, am zis că respectul meu față de voi stă și în modul cum mă îmbrac. Am venit de aici de drag. Voi sunteți viitorul. Voi veți duce lupta liberală din județul Giurgiu mulți ani de acum înainte. Noi cei care suntem aici în dreapta și mai sunt câțiva seniori, trebuie să vă învățăm bine, trebuie să vă creștem bine, trebuie să vă educăm în spirit liberal, în spirit de muncă și competiție. Astea sunt dezideratele. Noi, de obicei, noi cei mai în vârstă, nu prea suntem atenți la activitatea tinerilor, crezând că e un lucru care vine de la sine. Nu. Noi trebuie să fim foarte atenți la voi. Trebuie să știm că în voi stă viitorul partidului, în voi stă viitorul politic din Giurgiu. Voi aveți o mare datorie. Să veniți, să ne bateți la cap tot timpul, să munciți foarte tare, pentru că și munca, să știți că e munca și entuziasmul este mult mai mare la vârsta voastră decât la vârsta noastră. Noi suntem deja, mulți dintre noi, hârșoniți în lupta asta politică și ne dorim, și eu îmi doresc personal, ca voi să mă antrenați, să mă îmbolnăviți de spiritul vostru tineri. Să fiți cei care nu-mi dați pace și să mă trageți tot timpul de mânecă, cum m-a tras de dimineață, băiatul de acolo. Zice, domnule, ai întârziat un minut. Așa e, a avut dreptate. Poftim? O vom mai face. Ok. Vă dați ocazia. Eu sper să-ți dau ocazia. Și în același timp, sper ca voi să fiți lângă organizația mare, să fiți lângă biroul permanent județean pe care îl alegeți astăzi și să noi din Giurgiu, noi la Giurgiu, să devenim ceea ce am fost. Pentru că voi toți de aici, nu știu câți dintre voi au o experiență politică prea lungă în trecut. Noi vom veni cu foarte mulți tineri, cu foarte multe organizații noi. Noi suntem într-adevăr ca și organizație de seniori și organizație de tineret, organizație de femei, toate organizațiile sunt în reconstrucție la noi, toate tipurile de organizații. Pentru că Giurgiu, ani întregi, a fost în fruntea PNL-ului la nivel național. Era organizație fruntașă. Se bătea totdeauna la primele trei locuri. Cu Ilfov, cu Călărașul și cu alții. Da? De foarte multe ori, eu vineam la Ilfov și activam la Ilfov, mă uitam cu jin la Giurgiu, că erau înaintea ilfoveinilor. Acum, suntem pe ultimul loc în țară. Organizația PNL de Giurgiu este organizația cu cele mai proaste rezultate la nivel național din România. Deci de aici pornim. De aia sunt și voi foarte mulți noi. De aia și încerc să vă abordez și să vă îndrum și să vă educ în spiritul de luptă și de competiție ca să ajungem cel puțin ceea ce a fost Giurgiu odată. Nu se va întâmpla peste noapte. Nu se va întâmpla nicio minune. Să nu vă închipuiți că dacă doar sunteți tineri și eu îmi doresc și voi vă doriți, vom fi învingători. Nu. De astăzi începând, când organizația are o conducere aleasă, o conducere votată de voi, de astăzi trebuie să
mai facem un pas, un pas foarte important. Să muncim, să treceți la muncă politică, să faceți politică, că dacă ați venit aici, mi-e chipui că vă doriți acest lucru, să stați de vorbă cu foarte mulți oameni, pentru că politică înseamnă discuții în primul rând cu foarte mulți oameni, și să-i antrenați și să-i aduceți lângă Partidul Național Liberal, lângă voi, și nu numai prin vorbă, ci și prin voturile care se vor desfășura, deci toate alegerile care vor fi în viitor, începând cu 2019. Avem timp să ne organizăm, dar necesită muncă. Necesită abordare tinerească, entuziastă față de acest proiect. Eu o să mă opresc, că dacă o țin așa, o să vă țin foarte mult, foarte mult timp și nu doresc să vă plictisesc. Îmi doresc să fiți entuziați, să vă văd așa cu zâmbetul pe buze, sunteți tineri, sunteți frumoși, sunteți viitorul giurgiuveinilor și puneți-vă mari speranțe în politică, pentru că la noi clasa politică actuală de conducere are o mare problemă. Are o problemă de identitate și de existență. Voi trebuie să înlocuiți și să fiți viitorul politicii din România. Dintre voi îmi doresc să văd miniștri, să văd secretari de stat, să văd conducătorii viitori ai României. Cel puțin 2-3 dintre voi se vede în funcții de conducere la nivel național. Eu vă promit că aveți tot sprijinul meu. Îmi doresc candidați tineri în toate localitățile din județul Giurgiu. Vreau să vă văd pe listele de candidați de consilieri și chiar de primari. Sunt foarte multe localități de seniori care duc lipsă de organizații și acolo unde nu sunt organizații foarte bune, începem cu oameni promovați de rândul tinerilor să intre în bătăria politică ca să și învețe, să știe cum să bată, să aibă și rezultate, sper. Vă mulțumesc, vă doresc, îmi doresc alături de voi multe realizări. Vreau să știți că eu vă stau la dispoziție tot timpul și că în mine aveți un prieten. Fiți entuziaști, fiți muncitori, pentru că aceste două lucruri duc la succes. Mulțumesc, vă pup și că astăzi chiar am întâlnit cu câțiva ani. Doamne. Domnul președinte, mulțumim de susținere. Îi dau cuvântul domnului președinte al Organizației Municipale, Marian Măroi. Bună ziua, stimați colegi mai tineri. Bună ziua, stimați invitați. Bine ați venit la Giurgiu. Mult succes, Adrian, și felicitări pentru organizare. Eu, că am fost președinte al Organizației de Tineret, trăiesc astăzi niște momente frumoase. Chiar dacă nu mai sunt tânăr, dar am fost ani de zile președinte la tineret. Și culmea e că am adunat această experiență din jumate din viața mea, am petrecut-o la PSD, jumate la PNL. Adică 20 de ani de activitate politică și știu foarte bine ce înseamnă să faci politică fiind tânăr. Nu mi-este rușine de nimic din ceea ce am făcut în viața mea. Am muncit pur și simplu pentru comunitatea din care fac parte și pentru cei care mi-au fost alături. Și așa voi rămâne până la sfârșitul activității mele. Nu trebuie să ne mire absolut deloc rezultatele proaste pe care PNL-ul de Giurgiu le-a avut în ultimii ani. Pentru că am avut o perioadă cu numiri la Giurgiu, foarte multe numiri, care mai de care mai spectaculoasă în felul ei. Începând cu doamna Raluca Surdu, urmă l-am avut pe Beianu, urmă pe Gheorghe Ștefan.
Niciodată să știți că într-o activitate politică cei care sunt numiți nu vor reuși să facă mai nimic. Oamenii aleși, oamenii care știu să-și strângă alături oștile, aceia vor fi adevărați conducători. Restul e poveste. Ca drept dovadă, am ajuns ultima organizație din România după ce foarte mulți ani am fost printre primele. Declinul acestei organizații știm foarte bine. A venit odată cu domnul Vasile Mustățea și a continuat pe urmă 5 ani de zile din activitatea acestui partid. De fapt, n-a existat. 5 ani de zile, ușa PNL Giurgiu a fost încuiată. Mai mult încuiată decât descuiată. Și atunci nu putem să avem pretenții. De asta îl și felicit pe Adrian, pe Mușat, care săptămâna trecută a avut și el alegeri la municipiu. Este un început greu. Știu ce înseamnă să preiei de la zero totul. Am început și eu cândva la fel ca și voi. Și știu că nu este ușor deloc. De aceea v-am fost alături și vă voi fi mereu cu un sfat, așa cum am fost și alături de Adrian și de Paul Mușat. Și în continuare, sper să ne ajute Dumnezeu să încheiem acest capitol cu alegeri. Și vorbesc încă o dată, subliniez, alegeri. Mai avem alegeri de la femei și de la persoanele de vârsta a treia. Și terminăm un capitol care zic eu că este binevenit în activitatea și în viața partidului nostru. Tineretul întotdeauna are rolul lui. Trebuie să ne uităm cu atenție spre cei tineri, să-i încurajăm să vină în politică, pentru că, din păcate, din ce în ce mai greu, oamenii sunt convinși că venirea lor în politică le aduce și ceva bine, pentru că observăm, după toate promisiunile care le-au făcut băieții ăștia roșii în campanie electorală, totul este pe dos. Și atunci lumea nu știe ce să mai creadă. Nu știe dacă mai e nevoie să mai creadă în clasa politică sau eu știu în ce să mai creadă. Nici în biserică nu mai am încredere, că ați văzut ce se întâmplă. Dar vitem politice. Și de aceea eu spun că noi trebuie să tratăm cu seriozitate tineretul, pentru că voi sunteți cei care veți veni după noi seniorii, care mulți dintre noi ușor, ușor suntem la apogeul nu numai vieții politice, dar și a vieții în sine. De aceea vă urez mult succes, să vă ajute Dumnezeu în activitate, să aveți numai satisfacții din tot ceea ce faceți de acum încolo, să fiți capabili să duceți Partidul Național Liberal Giurgiu acolo unde a fost cândva, adică să fie numărul 1. Doamne ajută, vă urez mult succes! Îi dau cuvântul domnului Loru Stănișteanu, prim vicepreședinte PNL Giurgiu. Bună ziua tuturor! Mesajul meu o să fie unul foarte scurt. Chiar dacă domnul președinte Marina Anton a precizat un pic mai devreme că generația voastră este cea care trebuie să vină mâine în locul celor care suntem aici în dreapta, nu celor din partea cealaltă. Ei vor conduce la nivel național, la nivel de județ. Aveți o mare responsabilitate. De-a lungul timpului am participat la foarte multe întâlniri ale voastre, ale tinerilor. Am fost și unul dintre cei mai tineri consilieri județeni la vremea respectivă. Mi-e și rușine să spun, prin 96, eram consilier județean din partea tineretului. E, de ce spuneam de responsabilitate? Din întâlnirile la care am participat, vă spun la modul cel mai sincer, niciodată n-am văzut atâta lume de la seniori care au venit să vă susțină astăzi. Uitați-vă bine, din birou permanent județean sunt în jur de 12 persoane. Sunt consilieri locali. Nu mai zic că avem președintele filialei județene, președintele de la municipiu. E o mare responsabilitate și sper ca mai departe voi să fiți cei care veți aduce, noi vom face primii pași. Timpul nu ne mai permite să mergem foarte mult înainte, spunea și Marian, că suntem la apogeul carierei. Voi trebuie să fiți cei care să aduceți județul Giurgiu pe primul loc în întrecerea pe țară, cum se zicea înainte, în cadrul PNL-ului. Adrian, mult succes! Și o să ai
tu și birou o misiune destul de ingrată. Trebuie să știi foarte bine să negociezi cu domnul Marin Antun când vei promova tinerii ăștia care sunt lângă tine astăzi. Succes și vouă, vă urez multe bucurii în viața privată și să ne întâlnim, dacă se poate, și mai mult următoarea dată. Mulțumesc, domnul Stănișteanu. Spunea, binevenit, Leontina. Mulțumesc. Leontina Nițulescu, președinte al Clubului Studențesc Liberal Giurgiu. Spunea domnul Stănișteanu că voi negocia cu domnul Marin Anton în viitor, în viitorul politic al PNL-ului. Ei bine, domnule președinte Marin Anton, să știți că dacă o să vin vreodată la negocieri, nu o să vin niciodată singur, ci cu toată sala. Să știți. Bravo! Eu doresc să veniți de 3 ori mai mult decât sunteți azi în sala și vă promit eu că... Ați auzit data viitoare? E treaba mea să negociem unde negociem. Data viitoare ne vedem la Teatrul Vara. Nu aș da, să dau eu, dar să fiți de 3 ori mai mult. Mulțumim. Da, sunt singurul candidat la funcția de președinte. Dar nu alegeți astăzi președintele Organizației Județene, nici șeful Organizației Județene. Vă alegeți liderul. Mie, întotdeauna mi-a plăcut să fiu lider. Vă dau un exemplu. A fost la începutul septembrie școala politică de vară, unde a fost o mică dezorganizare și cei de la, din Biroul Național, să mă scuze, dar asta este adevărul, în care n-am știut de capul nostru și am vorbit cu delegația Giurgiu, mă, luăm niște scaune, niște mese și ne punem undeva și bem un suc. Ei bine, în timp ce căram scaunele, pentru că n-aveam unde să stăm, la terasa hotelului, un coleg de-al meu mi-a spus, băi, pune-i pe ai tăi să care scaunele, că tu, ca președinte de filială județeană, dai prost. Și fac eu, nu, pare rău. Eu, ca și lider de filială județeană, mi-aleg 2 persoane care mă ajute să car scaunele. Pentru că acesta este un lider. Mie întotdeauna când am mers la drum mi-a plăcut să fiu eu în față și restul în spate. Și nu zic că eu să fiu în prim plan, ci să eu să fiu cu toată echipa. Mereu mi-a plăcut să fiu cu toată echipa mea. Am fost președinte, când am venit în PNL Giurgiu, am fost ales președinte al Clubului Elevilor Liberal Giurgiu. În 3 luni de zile am reușit să formez o echipă, 40 de elevi activi, umpleau sala de ședințe, seniorii erau foarte impresionați de acest lucru și în 3 luni de zile am făcut-o cea mai activă din țară. În mai puțin de un an, am fost ales președinte al Clubului Elevilor Liberal România și am avut 2 mandate și am adus organizația de elevi a PNL la un nivel recunoscut de către seniorii partidului și la un nivel de apreciat. Astăzi, CELU este o organizație foarte puternică, foarte respectată și o organizație care poate să pregătească elevi în viitorul politic. Astăzi vă alegeți viitorul birou politic județean, viitoarea structură județeană, viitoarea echipă. Cum am luat organizația de elevi și la Giurgiu și la nivel național de la zero, așa am luat și organizația în februarie de tineret. O voi duce mai departe și vă promit eu și colegii mei de la nivel național împreună cu seniorii sunt, vă sunt martor. Vă promit, cu viitoarea echipă județeană voi aduce TNL Giurgiu pe primul loc. Nu singur, ci cu voi. Și când vom merge la negocieri, să ne impunem candidații pe listele de consilieri județeni, candidații pe listele de consilieri locali, să venim noi, toți, de 3 ori mai mulți, să venim să spunem în fața seniorilor că noi suntem Tineretul Național Liberal. Astăzi vă alegeți viitoarea structură de conducere și viitorul birou politic județean. Știu că sunt singurul candidat pentru funcția de președinte, știu că sunt buletine de vot au fost omul și funcția, dar vă mulțumesc pentru sprijinul acordat, vă mulțumesc pentru faptul că m-ați ajutat în organizații locale din comunele dumneavoastră și vă mulțumesc celor care îți mulțumesc Victor, îți mulțumesc Paul, îți mulțumesc Mircea. Vă mulțumesc foarte mult că a stat 12 ore cu mine la sediu. Vă mulțumesc că a stat 12 ore cu mine la sediu și am sunat oameni și am făcut convocator și am făcut organizare. Paul,
Îți mulțumesc pentru tot sprijinul acordat. El este președintele organizației municipale. Vă mulțumesc, domnilor senior, pentru sprijinul acordat și pentru susținerea financiară și morală a Tineretului Național Liberal. Și sper să ne revedem într-un număr cât mai mare la viitoare alegeri și la viitoare negocieri. Vă mulțumesc foarte mult și mult succes! Vă mulțumesc foarte mult! Chiar mă bucur. Mă bucur foarte mult. Îl invit la microfon pe Mircea Caragea, prim vicepreședinte al Tineretului Național Liberal, Giurgiu, să vă explice procedura de vot. Bună ziua! După un așa discurs, ce mai pot spune? Mă bucur că sunt astăzi prezent într-o echipă pe care Adrian o va organiza pe viitor. Îi urez mult succes în tot ceea, în tot ceea ce își dorește să facă. Iar acum vă voi prezenta procedura de vot. Pe, vor fi lista pentru președinte, pentru președinte executiv, membru și vicepreședinți. Se va încercui doar cifra corespunzătoare candidatului pe care doriți să-l votați. La vicepreședinți se vor încercui de la 1 la 8 membri, iar la vicepreședinți, iar la membri de la 1 la 10. Ceea ce depășește numărul respectiv este considerat buletin de vot nul. Vor fi, veți veni în număr câte 10, câte 10, veți fi strigați. Iar apoi vă duceți la cabina de vot și veți împături buletinul de vot și îl vă zgați în urna corespunzătoare fiecărei culori.